Un fenomen îngrozitor, devastator, face prăpăd în România mai tare decât viforul siberian, decât arșița tropicală, iridentismul maghiar sau teroarea islamică. E vorba de manifestarea acută, sinistră, a primelor doamne care au proliferat, s-au înmulțit în comunele, orașele, municipiile și județele României. De aceea cer intervenția promptă a domnului prim-ministru Mihai Tudose, care nu e așa, este ultima noastră nădejde în această perioadă, să dea un ordin la prefecți, pentru că în România nimeni n-a legiferat instituția primei doamne. Apreciez delicatețea doamnei profesor Carmen Iohannis, care nu permite nimănui să îi se adreseze cu apelativul prima doamnă, deși la nivelul acesta parcă ar merita. De la Elena Ceaușescu încoace, pentru 100 de ani, România n-are nevoie de prima doamnă. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Insulinodependența versus Ministeroindiferența. Diabetul de tip 1, adică insulinodependent, pare o noțiune arhicunoscută în lumea medicală, întrucât în România această boală apare din ce în ce mai des și din ce în ce mai devreme. Au fost diagnosticați cu diabet bebeluși de numai câteva luni, iar odată cu acest diagnostic se schimbă întregul univers al pacientului și al familiei sale. Fiecare zi, fiecare oră devine o luptă pentru a pune în acord glicemiile cu numărul de carbohidrați consumați și cu insulina pe care bolnavul este obligat să-și o injecteze. Este o luptă pe care o vor purta toată viața, pentru că diabetul de tip 1 nu se vindecă. Am urmărit reportaje despre acest subiect, am citit materiale despre drama pacienților insulinodependenți, am cunoscut oameni care suferă de această formă de diabet. În fiecare zi sunt obligatorii înțepături pentru a verifica nivelul glicemiei, cea care arată dacă este nevoie de insulina fără de care nu poți trăi. Domnilor și domnilor colegi, declarația mea de astăzi se intitulează Sportul românesc are nevoie de finanțare corectă. Dragi colegi, în situația în care ne aflăm, sportul românesc este rezultatul în special al lipsei finanțării adecvate, concluzia la care au ajuns toți factorii decidenți care au analizat situația rezultatelor sportivilor români, precum și situația grea în care se găsesc federațiile naționale. Lipsa unei finanțări adecvate a dus la lipsuri fundamentale și de neacoperit. În ceea ce privește infrastructura sportivă, de fapt, baza de la care se poate clădi performanța. Însă lipsa acestor finanțări nu s-a datorat relei credințe a factorilor guvernamentale, ci în special lipsei unei legislații care să permită investitorilor privați să sponsorizeze diferitele ramuri sportive prin federațiile naționale sau asociațiile județene sau cluburile sportive, în schimbul unor înlesniri fiscale la statul român sau măcar în schimbul unor compensări în domeniul fiscal cu obligațiile acestora către bugetul de stat. Tocmai din această cauză s-a ajuns la dura realitate în care uzinile Dacia Pitești sponsorizează cu succes de câțiva ani echipa de fotbal Udinese Calcio și nu o echipă românească. Unul dintre scopurile propuse de subsemnatul și de colegii mei din Partidul de Guvernământ a fost ameliorarea legislației fiscale în ceea ce privește condițiile efectuării sponsorizărilor, precum și reevaluarea legii sportului. Pe 27 septembrie, în cadrul evenimentului Educația încotro, am coordonat atelierul dedicat învățământului preuniversitar privat, la care am invitat manageri și profesori din sistemul particular de învățământ, alături de care am încercat, printr-o analiză SWOT, să identific punctele tari, punctele slabe, amenințările și oportunitățile pe care aceștia le întâmpină. De ce am optat pentru un studiu asupra sistemului particular de învățământ? Pentru că învățământul din România nu înseamnă doar școli publice, așa cum mulți dintre noi suntem obișnuiți să credem. Pe lângă sistemul tradițional, în țara noastră funcționează o rețea în continuă dezvoltare de școli private,
unde copiii din familii cu posibilități financiare medii sau peste medie fac cunoștință cu un mediu modern și atractiv de învățare. Dacă, până de curând, învățământul particular era considerat o zonă de nișă, în condițiile în care sistemul românesc de învățământ trece prin schimbări ce par să nu mai ajungă la sfârșit, tot mai mulți părinți apelează la varianta oferită de școlile private.